Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Urmăriți știri și evenimente locale. Dacă în săptămâna care a trecut musafir în stop cadru a fost primarul de la Burla, interlocutorul nostru de astăzi este primarul comunei Marginea. Chiar dacă sunt vremuri de criză, încercăm să ne descurcăm cu posibilitățile pe care le avem, cu oamenii din sat care sunt, după cum știți și dumneavoastră, și-au prezentat-o și alte posturi de televiziune, săritori la orice problemă, sunt ascultători și ne descurcăm cum putem, și cu bani și fără bani. Avem plecați majoritatea oameni tineri care sunt buni de muncă, aproape la 4.000, și au mai rămas în Marginea bătrânii și copiii vreo 6.000. Încercăm să ne descurcăm atrăgând fonduri europene și să facem totuși ceva. Când se vor întoarce acei tineri să vadă fața comunii Marginea schimbată în bine. Am inițiat un proiect FARE în valoare de 440.000 de euro pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor. Am avut licitația deja, mașinile trebuie să apară zilele acestea, două mașini de colectare a deșeurilor și pe data de 13 are loc licitația, pentru că am fost contestați, pentru pubele și eurocontainere. Având mijloacele acestea la îndemână, putem rezolva problema deșeurilor, să fie comuna Marginea să arate o comună curată, într-adevăr o comună europeană să devină, să încercăm să devenim o comună europeană. Unde veți transporta acest gunoi? Pentru început, deja gropile s-au închis pe data de 16 iulie, conform directivei Uniunii Europene. Am luat această măsură, sunt deja acoperite cu pământ, mai trebuie să semănăm pe ele ceva, vom vedea ce semănăm. Și pentru a intra în ritmul colectării deșeurilor, am contractat această lucrare cu Servicii Comunale Rădăuți pentru o perioadă de 3 luni, până când vin utilajele noastre și pornim cu forțe proprii. Și deja am stabilit 3 zile pe săptămână, marți, joi și sâmbătă, și astăzi mașina în localitate colectează deșeuri, rămasă, bineînțeles, de ieri, nu au reușit să facă față, și deocamdată le depozităm la groapa Rădăuțului. Nu știu, probabil o fi rămas deschisă până la 31 decembrie, după cum spunea domnul director Tătar, iar după aceea vedem unde suntem repartizați, Botoșani, Gura Humorului, Hălticeni. Pe ordinea de zi am depus joi 30 iulie un proiect integrat pentru renovarea și extinderea căminului cultural, construirea unei grădinițe cu program prelungit, care nu avem în Marginea și mulți copii de-a noștri sunt duși la Rădăuți, la grădinițe de acest gen, și am crezut și că e bine să facem acest proiect și l-am introdus și acest proiect pentru grădiniță. De asemenea, ca componentă esențială a proiectului integrat pe măsura 3.2.2, este extinderea de modernizarea drumurilor comunale. Și avem 6,5 km, atât ne-au mai încăput, diferența până la 2.500.000 de euro de la cămin grădiniță, diferența ne-a ieșit 6,5 km de betonare drum comunal. Avem deja în construcție un pod pe ordonanța 7/2006, care este în construcție, am primit în acest an 17 miliarde, sperăm să mai primim ceva până la sfârșitul anului și poate să definitivăm investiția. De asemenea, aș mai avea rugămintea la cetățenii comunii Marginea, începe săpatul cartofilor, vrejurile de la cartofi și, mă rog, buruienile care le cosesc înainte de a recolta cartofii, să fie depozitate la domiciliul acestora, deci să nu le mai ducă, gropile sunt închise, să nu le mai ducă în prunt, să nu le dea foc pentru că nu-i voie, să le pună pe platforma de gunoi, ele putrezesc și o să devină pentru anul viitor îngrășământ. De asemenea, crengile provenite de la curățarea pomilor, de asemenea, trebuie folosite în gospodărie, fie la foc, fie la alte, mă rog, poți să le dea și un focușor să facă mai departe de casă, să nu dea foc la casă, dar să nu
să nu fie duse și aruncate la întâmplare pe prund. Prundurile și albia râului Sucevița să fie curată. Celor care ne privesc și tuturor abonaților postului dumneavoastră de televiziune și tuturor mărginenilor, le-aș dori sănătate în primul rând, să fie receptivi la indicațiile și la chemările noastre, pentru că noi le vrem binele și facem pentru ei tot ceea ce facem. Să asculte de indicațiile noastre privind colectarea deșeurilor, să nu mai arunce deșeurile pe cursurile de apă, pe râul Sucevița, ca într-adevăr să putem menține într-o stare perfectă de curățenie comuna. De asemenea, noi de astăzi am început acțiunea de semnarea contractelor, pentru că colectarea deșeurilor este un serviciu și nu putem face față să achităm de la bugetul local, și Consiliul Local a hotărât niște taxe funcții de membri de familie care compun familiile pentru colectarea deșeurilor și să înțeleagă și să ne ajute să semneze aceste contracte, pentru că este imperios necesar, nu poți să iei la un om bani să nu ai un contract, să nu emiți o chitanță. Dar sper că n-am avut opreliști până acum și sper că oamenii o să înțeleagă și o să putem demara această acțiune în condiții normale. Rubrica Infopoliție din emisiunea noastră de astăzi vă reține atenția cu un caz de tâlhărie. În cadrul acestei emisiuni, aș vrea să vă prezint un eveniment mai deosebit care a avut loc pe raza municipiului. Astfel, la data de 3 iulie 2009, Poliția Municipiului Rădăuț a fost sesizată de către numita Mihaela cu privire la faptul că, în momentul în care se deplasa spre domiciliu, în apropiere, a fost acostată de un tânăr, lovită și deposedată de poșeta pe care o avea pe umăr. În urma activităților specifice, lucrătorii biroului de investigații criminale au trecut la demararea unor activități polițienești și demn de remarcat în cadrul acestor activități faptul că victima a reținut semnalamentele autorului și prin sprijinul unei lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava s-a procedat la întocmirea unui portret robot. Semnalamentele fiind reținute de către victimă, este o chestie pozitivă pentru noi și prin profesionalismul dovedit de lucrătorul respectiv s-a reușit la întocmirea portretului autorului, iar ulterior, în urma unor activități specifice polițienești, la data de 5 august 2009, lucrătorii Biroului de Investigații Criminale din cadrul subunității a reușit la identificarea autorului în persoana numitului a Petrei Florin Vasile, în vârstă de 19 ani, din comuna Dirsca, județul Botoșani. Cu această ocazie au fost recuperate telefonul mobil marca Nokia, găsit asupra autorului, iar poșeta fiind identificată pe un loc viran. De asemenea, pe parcursul cercetărilor au fost recuperate și alte bunuri, actele personale, cât și în perioada imediat următoare va fi recuperată și întreaga sumă, respectiv de 1400 ron. Cel în cauză este cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 211 cod penal, în cazul în care va fi găsit vinovat, riscul pedeapsă de la 5 la 20 de ani. Victima a fost abordată la o distanță de circa 20 de metri de calea ferată, după care autorul a urmărit-o pe această alee, pe lângă calea ferată. S-a deplasat la o distanță oarecare în urma acesteia, deși era noaptea, fiind în jurul orilor 23, și a urmărit victima și a monitorizat-o până a prins un loc viran, neiluminat, după care s-a apropiat mai mult de aceasta, a intrat într-o discuție, dar foarte scurtă, a lovit-o și ulterior a deposedat-o de poșeta pe care o avea pe umăr la data respectivă. Victima la data respectivă se deplasa pe această zonă, fiind în apropiere de locuința sa, pe care o avem în fața noastră, și la circa 5-10 metri de poartă a fost ajunsă de autorul acestei fapte, pe care
fără scrupule, a acostat-o, a prins-o de păr, a lovit-o și a sustras poșeta pe care o avea pe umăr la data respectivă. În puterea nopții, acel autor s-a retras pe această zonă, tot o zonă virană, prin care a sustras bunurile pe care le deținea partea vătămată în poșeta respectivă, după care poșeta a aruncat-o în curtea unei societăți comerciale. Astfel, în cursul activităților de reconstituire, autorul acestei fapte ne-a condus la locul în care a aruncat poșeta, ocazie cu care a fost găsită. În interiorul acesteia a mai recuperat unele bunuri de uz personal, umbrela părții vătămate și tot în cursul activităților de cercetare s-a stabilit faptul că o parte din actele de identitate și permisul de conducere se afla la domiciliul acestuia din comuna Derska. Prin sprijinul lucrătorului de poliție din această localitate s-a recuperat actele de identitate care tot în cursul zilei de 5 august au fost predate părții vătămate. Ce ați urmărit sunt fapte reale și vreau să mulțumesc organelor de poliție că mi-am recuperat banii, actele și telefonul și spun tuturor femeilor să aibă grijă seara pe unde merg, să se uite în jurul lor, că li se poate întâmpla și lor același lucru. Mai în glumă, mai în serios, vara trece repede și pentru că toamna se numără bobocii, Stop Cadru Proșcoală aduce în fața dumneavoastră directorii instituțiilor de învățământ și problemele acestora până la primul sunet de clopoțel. N-a mai rămas mult timp până când școlile își vor redeschide porțile, pentru că la modă cuvântul de ordine este nu sunt bani, să vedem cum se poate fără bani, ca șef de instituție, să pui lucrurile să meargă. Primul stop cadru îl punem la Colegiul Tehnic din Rădăuți. Ce lucrări ați efectuat în școală? Din păcate doar lucrări de igienizare. Îmi spuneați că ne-am plimbat puțin prin curte și aveți o problemă cu centrala termică de acolo. Așa o numim noi. De fapt, este un atelier rezultat în urma dezafectării punctului termic. Avem probleme cu învelitoarea. Plouă în mai multe locuri și, în afară de faptul că se degradează, este și un pericol, întrucât sunt instalații electrice, sunt lucruri care pot să dea probleme mai mari. Un alt aspect este cel al grupurilor sanitare de la sala de sport. Noi nu putem obține autorizații de funcționare a sălii de sport datorită faptului că nu avem vestiare corespunzătoare, nu avem sală de dușuri, nu avem toalete, fete, băieți. Promisiunile au fost din partea miniștrilor care ne-au vizitat, însă probabil că situația economică generală a blocat investițiile cum e la nivelul întregii țări. Sălile de clasă, terenul de sport sunt pregătite și așteaptă elevii la 1 septembrie. Tot personalul de îngrijire și din administrație este implicat în activitățile acestea de pregătire a unității. Acum nădăjduim ca să obținem o sponsorizare pentru a face o izolare la sala de sport, întrucât odată cu închiderea termopane a început să apară condens, mucegai, și vă dați seama că problema asta este destul de gravă, întrucât sporii ăștia inhalați, da, la efort, nu? Respirația este profundă și sunt copii care acuză
Și pentru profesori care stau acolo în sală câte 10 ore, când intri, te lovește un miros groaznic. Cum s-a schimbat oferta educațională pentru anul școlar 2009-2010? Au dispărut clasele de la SAM și toate clasele a noua au trecut în sistem liceal, astfel încât noi avem 12 clase a noua. Profilul educațional? Profilul teoretic, matematică, matematică informatică intensiv și matematică informatică propriu-zis, filologie. Avem tehnologic servicii și pe tehnic, mecanic, electric, industrie textilă. Peste 1600. Bine, situația va fi foarte clară după terminarea sesiunii de corigențe și până atunci lucrurile pot să varieze, dar nu e esențial. Da. Mă asigur la Colegiul Național Eudoxu Hurmuzache, indiferent de vremuri și vremi, clopoțelul va suna la timp. Au fost vremuri mai tulburi, ca să spun așa, chiar în timpul celui de-al doilea război mondial, când clopoțelul a sunat aici, dar pe în aceste vremuri. Problemele administrativ-gospodărești care țin de competența Consiliului de Administrație și al managerului școlii, în cea mai mare parte au fost rezolvate, în sensul că putem zice că astăzi, la această oră, putem deschide anul școlar și că folosind personalul administrativ și de întreținere din cadrul colegiului, am reușit să igienizăm toate clasele, să pregătim cele necesare pentru deschiderea anului școlar. Sunt însă probleme nerezolvate care, iată, țin de vremuri. De vremuri că din 23 iunie, când a fost acel eveniment nefericit în municipiul Rădăuți și ne-a afectat trei acoperișuri, respectiv clădirea centrală, clădirea internatului vechi și clădirea cantinei, au trecut hăt-binișor câteva zile și iată, noi nu am reușit să vedem nici banii și nici rezultatele unei astfel de acțiuni care să conducă la pregătirea condițiilor pentru deschiderea anului școlar. În sensul că noi am folosit materialele pe care le-am avut noi din anii trecuți, am reparat cât de cât acoperișurile, dar asta nu este o reparație care să facă față exigențelor unei toamne, să zicem, ploioase și unei ierni, de asemenea, destul de capricioase. Ca urmare, suntem, iată, în apropiere de împlinirea două luni de zile și banii pe acest capitol nu au venit. Suntem într-o situație, să zicem, incomodă din punctul ăsta de vedere, pentru că odată afectate acoperișurile, vor fi afectate și spațiile de învățământ. A doua problemă care ne nemulțumește este legată de faptul că în acest an, sfârșitul anului școlar trecut și iată în vacanța dintre anii școlari, am fost puși în fața unei situații legate de planul de urbanism, care prevede realizarea unui sens giratoriu în colțul străzilor 22 decembrie, Iacob Zadic cu calea Bucovinei. Sens giratoriu care trebuie să se facă în conformitate cu hotărârea Consiliului Local prin preluarea din teritoriul Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzache a unei suprafețe de pământ. Față de ridicarea acestui sau crearea acestui sens giratoriu, eu mi-am exprimat nemulțumirea față de autoritățile locale prin diverse memorii și adrese și am zis că după ce Partidul Comunist Român ne-a tras o stradă, scuzați termenul, tras, prin Colegiul Național, prin Curtea Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzache, respectiv în anul 1971, iată acum, prin bunăvoința administrației de acum, ne construim un sens giratoriu care vine și mai ia din teritoriul Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzache de doamne
colegiul este, sau patrimoniul acestui colegiu este proprietatea primăriei. Eu nu sunt împotriva sensului giratoriu, ci împotriva modalității în care a fost realizată această lucrare. În primul rând că ea se face în defavoarea Colegiului Național. Pentru că timp de atâția ani de zile nu s-a găsit nicio soluție care să îmbunătățească traficul pietonal între cele două corpuri de clădiri, unde avem elevi. La fiecare 50 de minute, 300 de elevi trec strada pentru a merge la laboratoare sau în sălile de clasă din corpurile indicate mai sus. Asta este o chestiune. A doua, fac sensul giratoriu prin preluarea unei părți din teritoriul Colegiului Național, dar fără o hotărâre a Consiliului Local. Eu înțeleg că administratori suntem noi și proprietari primăria, dar măcar să se respecte procedurile. Adică, domnule, am văzut în Consiliul Local că se dau 2 metri pătrați, eu în Moldova, ca să ridice un stâlp nu știu unde. Hotărâre de Consiliul Local. Dar când e vorba de partea aceasta a patrimoniului unei școli, și nu oricare școală, o școală, zic eu, de tradiție, noi aplicăm pur și simplu planul de urbanism, fără să luăm în considerație în niciun fel problemele care țin de acel loc, de traficul elevilor, de, mă rog, realizarea măsurilor de siguranță mai întâi și apoi constituirea acelui sens girator. În răspunsurile două la număr pe care mi le-au trimis administratorii sau, mă rog, funcționarii primăriei, ni se spune că este în conformitate cu planul de urbanism adoptat, mă rog, în 30 august 2007 și că, mă rog, se are în vedere, vezi, dragă doamne, respectarea regulilor cu privire la marcaje, intersecții și așa mai departe. Ori eu spun așa, dacă se face un sens giratoriu conform regulilor, de ce ar trebui ca sensul, ca trecerea de pieton să fie mutată, în cazul în care se păstrează traficul greu, la 50 de metri de sensul giratoriu. Ori dacă măsurăm așa cu pasul 50 de metri, vom constata că e mult mai departe decât, să zicem, curtea școlii, actuala curtea a școlii, dacă mai rămâne în forma aceasta, și în același timp sunt puși în pericol elevii, pentru că alături este o altă stradă care vine dinspre școala sportivă care face legătura cu Iacob Zadic. Adică acum, în fața faptului împlinit, deci sensul giratoriu va mușca o bucată din terenul Colegiului Național. Da. Cât de grav va afecta? Păi foarte tare, pentru că eu trebuie să îi rog pe cei care aplică această inițiativă să se gândească la acest fapt că 300 de oameni se duc la fiecare 50 de minute de o parte și de alta. Eu am invocat faptul că este un pericol iminent pentru producerea accidentelor și am cerut schimbarea planului de urbanism prin modificarea hotărârii Consiliului Local cu o intersecție din care se rezultă o intersecție cu semaforizare, care ar răspunde mai bine din punctul ăsta de vedere cererilor noastre. Primăria ne răspunde că vor fi luate toate măsurile, ba mai mult se gândesc să construiască o pasarelă. Lucru care ține de domeniul ufologiei, în sensul că pasarelă în municipiul Rădăuț cam greu de realizat, mai ales că nouă nu ni se alocă fondurile necesare să reparăm un gard de cărămidă. Da, păi să construim o pasarelă care să pună mai presus interesele elevilor decât traficul din intersecția amintită. Iată de ce sunt eu nemulțumit. Pentru că ni se spune aici așa că pentru protejarea elevilor și prevenirea eventualelor accidente rutiere datorită fluxului pietonal între corpurile A și B ale Colegiului Național Eudoxie Mama, este în analiză, adică urmează, nici nu se știe dacă va fi adoptată, este în analiză oportunitatea realizării unei pasarele suspendate pentru circulația elevilor între corpurile de clădire menționate. Iată că noi acum avem în Rădăuț o nouă secțiune de ufologie care, iată, produce perspective îmbucurătoare pentru noi la nivelul speranței. Iată, din acest punct de vedere,
De ce sunt nemulțumit de începerea anului școlar în forma în care suntem? Avem probleme, deci, cu clădirile, care, mă rog, sunt în curs de reabilitare și aici avem o altă problemă, cum că am început reabilitarea internatului Colegiului Național Eudoxiu Urmuzache pe baza hotărârii de guvern 380 din martie 2008. Fondurile au fost alocate în noiembrie 2008. Constructorul trebuia să termine lucrarea la ora asta, a cheltuit banii și la ora aceasta internatul este închis. Pentru că acel constructor a acordat în subantrepriză lucrarea unei alte firme, Carpathia, parcă așa, Carpathia se numește firma respectivă, și care a lucrat din ianuarie până în iunie la lucrările acestea de reabilitare, a dat jos tegheala de pe pereți, a scos instalația termică, instalația electrică și așa mai departe, a produs un morman de deșeuri, care sunt în curtea școlii, nu se ridică, pentru că, mă rog, constructorul nu are bani să plătească motorina pentru deplasarea personală până la Rădăuți. Și acum așteptăm, mă rog, o ploaie guvernamentală cu fonduri care să pună în aplicare, să zicem, să aducem la sentimente mai bune constructorul care a cheltuit banii, cred eu, în mod nejustificat, pentru că suma lucrărilor care s-au realizat acolo, nu cred eu că ajunge la 3,6 miliarde de lei. Una peste alta, probleme sunt la Colegiul Național Eudoxiu Urmuzache, dar deopotrivă calitatea actului educațional și managerial va duce din nou ca acest colegiu să se ridice în fruntea colegilor din județul Suceava. Da, ar trebui să mulțumesc lui Dumnezeu că avem un colectiv didactic devotat, avem părinți atașați școlii și elevi motivați, fapt care face ca instituția să fie nu o sumă de pereți și de dotări, ci o construcție sufletească și, zic eu, spirituală în același timp. De asemenea, trebuie să mulțumesc, zic eu, împăratului Franț Iosef, că a reușit să ridice o astfel de clădire care a fost Spitalul Militar al Hergheliei și care a cedat-o pentru învățământ, lucru pe care nu prea-l văd astăzi printre contemporanii noștri îndrituiți. Adică să facă eforturi pentru investiție în școală. Cred că exemplul lui Franz Josef și al primarului Mihai Pitei, al prefectului Orest Renei de Rădăuți, care au militat să se înființeze o școală ca aceasta în Rădăuți, ar trebui urmat de edilii noștri, de mai mari zilei și să se înveșnicească în felul acesta. Eu cred că numai în felul acesta putem să ne înveșnicim legându-ne numele de un act de cultură și nu dimpotrivă. Atmosfera de muncă și la școala generală numărul 4, cum stau lucrurile? Foarte bine în anul acesta. Îl spun foarte bine pentru că timp de ultimele două veri, noi am fost într-un șantier pe care regretăm mai mult sau mai puțin, pentru că șantierul a însemnat, în afară de foarte multă muncă și o investiție serioasă pentru școală și a adus multe beneficii, dar partea bună este că anul acesta am fost fără șantier. De aceea, lucrările de curățenie, să spunem, pregătirea pentru noul an școlar sunt foarte bune. Ar trebui să spun că mai este un motiv pentru care ne-am grăbit și contăm pe prezența alteței sale regale, Principele Radu, între 12 și 17 august la Rădăuți și, evident, musafirii se primească într-o școală bine pusă la punct. Într-un anumit fel. Cuvântul de ordine în această rubrică din emisiunea de astăzi este lipsa fondurilor. Cum v-ați descurcat fără bani sau puteți spune că ați avut bani suficienți pentru ca începutul anului școlar, atunci când v-a sunat din nou clopoțelul, să vă găsească totul în perfectă ordine? Da, cred că de data aceasta a fost bine și cu banii. Sau, fiind o perioadă de criză, chiar și când suma este mai mică, am început să fim mulțumiți, destul de mulțumiți. Noi am avut bani în buget, să spunem, alocați special pentru școala 4 în două etape. În ultima discuție la împărțirea bugetului cu domnul primar, noi am primit 200 de milioane vechi pentru evenimentul din 23 mai, pe care l-am folosit pentru ușile de la intrare,
holul pe care l-am transformat într-o trecere, locul de joacă pentru grădiniță și repararea unui perete a corpului B. Acești bani au fost cu destinație foarte precisă. Tot la acea discuție, datorită faptului că directorii s-au plâns că întotdeauna vara avem probleme deosebite ca să pregătim școlile, domnul primar a fost de acord cu o sumă de 150 de milioane vechi pentru fiecare școală, când zic, nu, în bar, brusă, curățenie, mă rog. Noi am luat în considerare că această sumă trebuie să folosim în această vară. Am alocat mai mult de 50 de milioane pentru centrala noastră, care este centrală pe gaz proprie și ea va intra în revizia de 2 ani de activitate. Și 100 de milioane le-am gestionat pentru curățenia care se vede în clasă. Ce ar mai fi de făcut? Curtea școlii noastre este o curte interesantă, să spunem. Are o grădină botanică pe o bucată care a fost realizată din fonduri europene, dintr-un grant școlar. Are acum locul de joacă care l-am realizat cu ajutorul primăriei, dar și Asociației Părinților, pentru că avem Asociație a Părinților extrem de activă. Și, cum dumneavoastră ați văzut, există între cele două părți o suprafață destul de importantă care ne dorim să arate ca celelalte două, evident, mai ales că perioada de trecere. Și avem probleme cu terenul de sport. Eu am crezut că ați anexat terenul de sport la grădina botanică. Nu este nici necesar și este altfel de teren, dar ne-am bucurat dacă n-ar mai fi grotile de acolo. De altfel a fost o discuție despre o posibilă, mă rog, pavare sau o procedură standard pentru toate școlile din oraș. Probabil după perioada de criză sau în anul viitor, noi oricum suntem optimiști. Și mai avea acolo o bucată de gard. Întotdeauna sunt foarte multe lucruri de făcut. Cert este că atunci când va suna clopoțelul, școala este pregătită. Care este oferta educațională la final? Oferta educațională. Eu cred că stăm bine și aici. Noi avem numai cadre titulare, în două cazuri, mă rog, cu o activitate rezervată, cu o catedră rezervată, deci toată lumea este titular, cadre extrem de bine pregătite, oferta de opționale a fost pusă la punct cu părinții și cu elevii, orarul aproape ca niciodată este aproape gata, pentru că nu avem mișcări, fluctuații de personal, dar sigur nu știm ce ne așteaptă cu această restrângere de... Ce număr de elevi va școlariza general? Aproape 600 cu grădinița. Mulțumesc. Atmosfera de muncă și la Colegiul Andronic Motrescu. Care este situația? V-a sunat clopoțelul la începutul lunii septembrie? Bineînțeles că v-a sunat. După cum se știe, în școala noastră, având în vedere că a fost centru de corectură, centru de evaluare pentru examenul de bacalaureat 2009, sesiunea iunie-iulie, noi am demarat lucrările un pic mai târziu, pentru că a fost ocupate sălile de clasă cu profesori evaluatori. Dar de atunci, după ce s-a terminat bacalaureatul, am intrat cu forțe proaspete, utilizând în mod deosebit personalul din școală. Lucrările care se efectuează la momentul de față sunt lucrări de igienizare, văruire, redecorare a claselor. Ce nevoie mai mare ar fi? Nevoi sunt de toate felurile, începând cu materiale și cu forță de muncă. Acum, cu forța de muncă la noi nu e chiar așa o mare problemă, pentru că deja la noi este o tradiție. Pe toată perioada de vară, elevii sunt planificați, fiecare clasă, să facă 3 zile de muncă în folosul școlii. Adică, și vin, răspund la această solicitare? Da, vin. Pentru că au la dispoziție o vară întreagă. Dacă nu poate veni în perioada în care este planificat, el ia legătura cu dirigintele și îl reprogramează cu o altă clasă. Și nu e nicio problemă. Ele vin. Pentru că fac pentru ei.
Ca să fie frumos. Da. Ce ofertă educațională veți avea în noua școală? Destul de mare, în sensul că pentru clasa a noua vom avea 11 clase, două clase de tehnician veterinar, două clase de tehnician analize producției alimentare, o clasă de industrie alimentară, două clase de tehnician ecolog și protecția mediului, două clase de tehnicieni în activități economice, o clasă de tehnician în turism, o clasă de organizator banqueting. Sunt specializări care sunt ținute de piața muncii și, în general, absolvenții noștri, cei care nu doresc să urmeze studii superioare, îi găsim angajați prin diverse unități. De fapt, să îi angajează, noi avem colaborări cu 56-60 de agenți economici care, pe perioada practicii din cursul anului, îi cunosc și... Ulterior îi angajează. Da, de multe ori îi angajează chiar din timpul... Cam câți elevi sunt școlarizați anual la Andronic Mătrescu? Aproximativ 1150. Condițiile sunt așa cum sunt. Până acum ne-am străduit să igienizăm sălile de clasă. S-au văruit toate sălile de clasă, s-a lucrat și la parchet, am mai pus parchet în câteva săli de clasă. Cum v-ați descurcat cu banii? Cu banii, mai cu ajutorul părinților și cam atât, prin forțe proprii. Cine sunt cei care se ocupă de igienizare? Că am văzut munceau foarte mulți prin școală. Păi, personalul muncitor. Nu le-am dat drumul încă în concediu, că am considerat că mai întâi și întâi trebuie să pregătim școala pentru începerea noului an școlar. Și apoi, după aceea, și vor lua concediu în partea a doua lunii august. Ați reușit vara asta să faceți ceva, investiții deosebite în școală? N-am avut, pentru că, altădată fiind situația economică și cu criza asta economică, n-am reușit să facem prea mult, dar totuși cu niște bani, 100 de milioane pe care i-am avut încă din anul trecut, discutați și ceruți în Consiliul Local și la primărie, ne-a ajutat primăria cu 100 de milioane, restul cu ajutorul părinților și încercăm să terminăm sistemul de supraveghere și alarmare a școlii. Câți elevi să fie școlarizați în 2009-2010? 850. Da, așteptăm să rezolvăm problema acoperișului, pentru că pe mai multe locuri plouă și e păcat să... Ați avut probleme să dau furtunile. Da, când a fost furtuna cea mare, când a fost dezastru în întreg municipiu, am avut desprinderi de acoperiș. A fost o comisie, a constatat, am făcut și un proces verbal, acum urmează ca să sosească materialele și să rezolvăm problema aceasta, pentru că e absolut necesar. Mă gândesc la ploile care dau îndată în septembrie, în octombrie și cred că asta ar fi o urgență în primul rând, pentru că altfel ne se distrug materiale, eu știu, aparatură și ar fi păcat după muncă pe care am depus-o să avem probleme din pricina faptului că nu s-a rezolvat cu problema cu acoperișul. În privința investițiilor avem probleme și răz probleme. Avem sala de sport, ne se desprinde dușul meu, nu se poate lucra. Copiii sunt numeroși, se lucrează intens la sală, de dimineață, program până seara. Că avem schimburi de dimineață și schimburi de dimineață și schimburi după masă și am avea nevoie de dușul meu la sală, acoperișul trebuie rezolvat și câte nu ar mai fi. Dar una peste alta, clopoțelul va suna la timp. Oricum, eu cred că la 1 septembrie o să reușim cele care sunt absolut necesare să fie puse la punct și să începem foarte bine anul școlar. Școala cu clasele 1-8, Gheorghe Popadiuc, în plină activitate. Până acum s-au văruit toate sălile de clasă și a început să fie dat și parchetul cu nitrolac, cu ceară. Vă ajung banii? Nu prea sunt bani, dar din ce ne descurcăm? Ne descurcăm din ceea ce este. Unde ar fi cea mai mare gaură de astupat? Păi ar trebui, na, ar fi nevoie. Și chiar și pentru nitrolac ar mai trebui niște bani și
Urmează să mai procurăm și alte materiale pentru dezinfecție, pentru deratizare, pentru dezinsecție. Sala de sport, care deocamdată este o sală mică, dar ar trebui o sală mai mare. Terenul care trebuie reparat. Urmează și celelalte lucrări de curățenie. Am văzut că în multe săli de clasă s-a ridicat mobilierul, se execută lucrări. Va suna la timp clopoțelul în septembrie? Bineînțeles, mai este timp și încet, încet văd că treburile merg bine. Câți elevi învață la Gheorghe Popadeu? Cam 250 de elevi. Sunt 13 clase, dimineață și după amiază. Pe 15 septembrie așteptăm elevii, părinții, bunicii. Văd că se lucrează. Leitmotivul este nu sunt bani. Da, e adevărat. Este perioada crizei. Dar prin eforturi proprii căutăm să rezolvăm toate problemele ce țin de igienizare, de mici reparații. Am avut noroc de anii trecuți că am realizat proiecte și am avut fonduri financiare, astfel încât am rezolvat multe din problemele care țineau de desfășurarea procesului instructiv-educativ. Ca o paranteză, când a fost furtuna, când acum o lună jumătate, cam așa, când a fost furtuna în Rădăuți, n-am avut nicio problemă, deci nicio stricăciune, nimic, nici la acoperișuri, nici geamuri, de cuia, nimic, absolut nimic. Deci, dacă vorbim de retușurile pe ultima sută înainte de sunetul clopoțelului, unde ar fi cea mai mare necesitate? O să avem lucrări de anvergură, și anume reparații la fațada școlii în partea curții școlii și la instalația termică. Funcționează toate foarte bine, mă refer la instalația termică, dar trebuie să o modernizăm și să facem o reparație capitală, să schimbăm țevi, calorifere. Dar avem un proiect, avem studiu de fezabilitate depus la Inspectoratul Școlar, la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, dar din lipsă de fonduri am primit și răspuns în scris să așteptăm. Și suntem conștienți să așteptăm să treacă criza, să dea Dumnezeu să treacă. Câți elevi s-au înscris în anul școlar 2009-2010? Păi avem 462 de elevi și am solicitări, 26 de solicitări din partea elevilor care vin de la alte școli. Motivul principal este programul de dimineață, 8:13. Și, bineînțeles, nu mai spun de ce rar, cu prestigiul unității școlare, de calitatea cadrelor didactice, de educație într-un anume fel și anume un pic de toleranță din partea noastră și a cadrelor didactice, astfel încât elevii de la școala noastră să fie responsabili de tot ceea ce fac. Și prostioare, dar să fie responsabil, să-și asume responsabilitatea. Întotdeauna contăm pe sprijinul părinților, care pun suflet în tot ceea ce fac și își ajută, de fapt, copiilor. Astfel încât lucrurile efectuate de-a lungul anilor rămân în continuare pentru celelalte generații. Vin alți copii, vin nepoților și zic eu că se păstrează destul de bine tot ceea ce am realizat în anii trecuți. Mai avem mici probleme, dar avem și camere de luat vederi pe holurile școlii. Dar, în general, zic eu că se păstrează destul de bine. Am fost la alte școli, nu vorbesc de Rădăuți, dar prin Suceava, în care au fost investiții enorme. M-am uitat prin toalete, m-am uitat prin distrugeri și iar distrugeri. Deci, păcat de investițiile care au fost făcute. Sunt mulțumit. Am venit înapoi și am zis, arată foarte bine la noi, față de, nu știu ce, liceu de prestigiu din Suceava. Și de aceea este mult mai ușor să păstrezi decât să faci. Că dacă vrei să faci un lucru, trebuie să investești.
timp, bani, dacă păstrezi totdeauna, este... Iată, de aceea sunt un pic relaxat la începutul anului școlar 2009-2010, întrucât am păstrat, am avut grijă în anii școlari trecuți și zic eu că arată destul de bine. Aș vrea mai mult, normal că îmi doresc și suntem în stand-by. Așteptăm... Fonduri să... la primărie, nu? Da, nu. De la primărie fonduri pentru utilități. Acum nu mă provocați că să intru în conflict cu primăria, cu domnul primar, cu Consiliul Local. Pentru că zic eu că sunt relații bune cu toată lumea, în sensul că având și experiență de consilier local și fiind director de atâția ani, apreciez gesturile care le fac. Mai avem, dacă tot transmiteți, o restanță la Paratrăsnetul, care este pe clădirea școlii, și o parte din mobilierul de la secretariat. În rest, nu mai avem datorii. Utilitățile au fost plătite la timp, deci doar aceste restanțe le mai avem. Anul acesta sărbătorim 30 de ani de la înființarea școlii numărul 5 și 10 ani de când a fost botezată cu numele Bogdan Vodă, chiar de către înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Și sperăm pe 6 decembrie să sărbătorim cum se cuvine 30 de ani de funcționare și fac apel la domnul primar, care are fetele la noi, care sunt eleve la școala noastră. Fac apel la Consiliul Local, la consilierii locali, să ne sprijine. Degeaba, că eu știu cum sunt fondurile, că nu au, că totul este la domnul primar. Dar sensibilizăm în felul acesta și consilierii locali și pe domnul primar, astfel încât să ne mai acorde fonduri. Vreau sala profesorilor să o modernizăm până în decembrie, când sărbătorim 30 de ani. Să ne vedem cu bine până atunci. Multă sănătate! Ce a depins de noi am rezolvat. Am rezolvat parțial, pentru că total încă până la 15 septembrie mai vom finisa. În ce sens? Am igienizat toate spațiile școlare. Încercăm să obținem autorizația sanitară pe care deci trebuie să avem la începutul anului școlar. Ne confruntăm cu o problemă diferită de ceilalți ani școlari, deoarece avem în construcție grădinița și localul grădiniții noi. Deci nu este decât început, parțial, deci terminat. Iar cele trei grupe pe care trebuie să le avem, vor funcționa tot în localul școlii noastre. Le-am dat spațiu de anul trecut din anul trecut școlar, deci din începutul lunii ianuarie, pentru a putea funcționa în cadrul școlii noastre, să nu căutăm alt spațiu, pentru că pentru cei mici, de copii de 3, 4, 5, 6 ani, care sunt înscriși sunt cuprinși în grădiniță, nu pot să facă și să se deplaseze pe un spațiu mai mare, chiar dacă am fi obținut o altă locație provizorie. Deci asta este o problemă. Grădinița va fi o problemă pentru anul școlar 2009-2010. Alte probleme mai avem, restanțe, deci de ani de zile cu care am rămas tot pe loc, terenul de sport al școlii, dar ținând cont că anul acesta este un an foarte important pentru școala noastră, un an care, deci dacă nu vom face nimic în anul școlar 2009-2010, școala va rămâne așa cum este astăzi. În 2011 școala va împlini 100 de ani și am vrea și am încercat să arate altfel. Deocamdată, dacă alte posibilități nu sunt, vom rămâne în stadiul în care suntem. Câți elevi învață la Școala Generală 2? Pe cicluri de învățământ avem la învățământul primar 114, la gimnazial 140, iar la grădiniță 75 de copii. Deci acestea sunt problemele care ne... Dar încă avem o problemă pe care o
o vom rezolva, cred, pozitiv, dar nu sper în acest cuvânt pozitiv. Este vorba de restructurarea claselor, deci comasarea claselor. Acest lucru ne va afecta foarte mult. Noi avem efectiv mic de elevi în clase și conform ordinului ministrului, efectivele trebuie modificate. Așteptăm după 15 august să vedem ce se va petrece și în această școală. Bună ziua, bine v-am găsit! În copilărie îi citeam poemele din cartea Cu jucării și prisaca, ne încânta povestea lui Zdreanță, cel cu ochii de faianță, în adolescență îi citeam Placheta Flori de Mucigai, iar astăzi, pentru mulți dintre noi, Arghezii a devenit un subiect tabu. Drama clasicilor este că, devenind clasici, opera lor nu mai prezintă importanță. Scriitorii se pierd parcă în umbra notorietății lor. Arghezi a murit la 14 iulie 1967. Avea 87 de ani. Trăise o viață plină, periculoasă, cu dansuri pe muche de cuțit. Pentru pamfletul Baroane, publicat în anul 1943, avea să fie închis în lagărul de la Târgu Jiu. Textul, scris împotriva șefului legației germane în România, îl trimitea pentru a doua oară în viață în cea mai infernală parte a existenței. Mai fusese încarcerat 2 ani, în perioada 1918-1919, împreună cu 11 ziariști și scriitori. Ironia sorții este că astăzi mulți dintre cei aflați la putere și-ar dori să-i vadă încarcerați pe cei care scriu demascându-le mizeria și minciuna. Au trecut 66 de ani, iar pamfletul Baroane le vine mai marilor zilei ca o mânușă. Bine că Arghezi nu este în viață pentru a fi pus din nou la zid. Iată câteva rânduri din genialul pamflet Baroane. Ce semeți erai odinioară, dragul meu, de n-ai mai fi fost. Și ce mojic, ce mitocan, ce bădăran, nu te mai recunosc. Parcă în hainele tale a intrat alt om și parcă celălalt a plecat în pielea goală pe undeva prin ceruri ori în iad. Botul nu-ți mai e așa de gros, fălcile ți-s mai puțin dolofane și ai început, Doamne, să și surâzi cu buzele alea groase, șterse de un soare. Ceafa ți s-a mai tras, gușa s-a mai moderat, burta caută un relief mai apropiat de spinare, nici părțile de dindărăt nu mai sunt atât de expresiv dominante de desubtul croielii scurte. Recitiți pamfletul Baroane, pentru care Arghezi merită respectul nostru cu grație. Rămâneți cu bine! Am început de câteva zile postul Sfintei Marii. Acest post, ca asprime, este al doilea după postul cel mare, postul Paștelui. Este un post închinat Maicii Domnului, postul premergător sărbătorii adormirii ei. Vedem că Biserica periodic ne atrage atenția asupra înfrânării. Înfrânarea este esențială în urcușul nostru duhovnicesc, alături de rugăciune. Înfrânarea postului și rugăciunea sunt cele două aripi cu care sufletul nostru se înalță către Dumnezeu și se apropie de Dumnezeu. Sigur, unii care nu sunt obișnuiți cu practica postului, postul în general îi se pare o perioadă de aspră pedeapsă. Însă trebuie bine de precizat faptul că postul nu înseamnă înfometare sau nu se vrea o practică care să-l înfometeze pe om. Postul este deci un act liber pe care și-l asumă fiecare.
Și în sensul acesta mi-amintesc o întâmplare din Pateric, din Patericul egiptean, în care ni se istorisește experiența Marelui Pahomie, Marele Ascet. Acesta, mergând într-o vizită prin mănăstirile din Egipt, a ajuns la o mănăstire unde a observat că nu se gătea deloc mâncare și a chemat pe bucătar și l-a întrebat, ce faci tu? Păi ce să fac? Am împletit 200 de rogojine, rogojinile fiind niște scaune fabricate din nuiele. Dar de ce nu mai gătești? Păi am observat că majoritatea călugărilor în post nu mai mănâncă nimic, se mulțumesc doar cu Sfânta Împărtășanie și ce gustă după. Și am zis să nu mai gătesc, am hotărât să nu mai gătesc. Și atunci Marele Pahomie i-a spus călugărului bucătar, adu rugăjinile aici și le-a adus și i-a poruncit, acum dă-le foc. Și le-a dat foc. Apoi îi spune, ai greșit mult pentru că nu ai mai gătit. Pentru că numai dacă era făcută mâncarea, gătită mâncare și cei care doreau să postească, posteau, cu toate că era posibilitatea să mănânce, pentru aceștia, sigur, postul era o virtute, pentru ceilalți însă, care ar fi dorit să mănânce, pentru aceștia postul nu mai este o virtute, ci este înfometare. Deci, Marele Pahomie, Marii Părinți ai Pustiului, au făcut întotdeauna diferența între adevăratul post și înfometare. Și în contemporaneitate, în lumea modernă de astăzi, mulți își închipuie că postesc atunci când fac cură de slăbire sau când, pur și simplu, acaparați de zilele, de grijile zilnice, mănâncă abia seara. Și își închipuiesc că au postit în ziua aceea. Totuși nu este o înfrânare cu valoare de post. Postul este un act liber consimțit, liber asumat. Și apoi când te hotărăști să postești, mai adaugi experienței postului și rugăciunea, apoi înfrânarea de la vorbele urâte, vorbele care jicnesc, care rănesc, ierți. Deci, în mod integral, te străduiești să te înfrânezi, nu numai de la bucate, ci și de la păcate. Am auzit pe unii cetățeni spunând că postez, dar numai de carne, postez, dar numai în anumite zile. Este postul de mai multe feluri? Nu, postul este acela pe care l-a rânduit biserica. Biserica, cu experiența ei de mai bine de 2000 de ani. Sigur, aici vedem o influență a practicii romano-catolice, care a îndulcit foarte mult practica postului. Ori postul în viziunea ortodoxă înseamnă sau arată faptul sau sugerează faptul că nu caloriile sunt principiul vieții, ci harul lui Dumnezeu. Prin post și rugăciune omul dobândește harul lui Dumnezeu care îl întărește. Și de multe ori se miră unii cum de rezistă cu tare sau cu tare atât de bine și lucrează atât de frumos, deși postește. Deci aici vedem lucrarea harului lui Dumnezeu. Din experiența pe care o am, în șantierele sau pe șantierele pe care le-am condus, am observat că meșterii care posteau și se rugau, realizau mult mai repede și mult mai bine lucru decât cei care nu posteau și nu se rugau. Știm de asemenea că și pictorii, ca să realizeze o imagine sau o icoană de excepție, au nevoie de această asceză a postului, împreunată sau unită cu rugăciunea. La final, o întrebare care am pus-o și unor înalți prelați bisericești. Trăim într-o societate în care există lapte din soia, carne sintetică și așa mai departe. Consumând acele produse, se mai numește că ținem post? Observăm aici că avem de a face cu niște falsuri. Desigur, n-am putea spune că este un post ortodox în adevăratul înțeles al cuvântului. E o înfrânare, e o abținere, e o abstinență, dar nu ne apropiem însă încă de ceea ce înseamnă postul cu adevărat în viziunea ortodoxă. De fapt, toată viața noastră este o continuă luptă de a ne autodepăși, de a ne apropia cât mai mult de Dumnezeu. Niciodată nu le vom putea face bine pe toate, dar tindem sau ne străduim să împlinim cât mai multe și cât mai bine din cele poruncite de Dumnezeu și din cele lăsate de Sfinții Părinți
ai bisericii, care au fost cu adevărat oameni înduhovniciți, oameni plini de har.